Vremea rece care s-a abătut asupra Moldovei în ultimele zile va rămâne în prim plan și în debutul acestei săptămâni. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic pentru marți și miercuri, când maxima va urca doar până la plus 8 grade. Cerul va fi în cea mai mare parte a zilei senin, iar vântul va sufla moderat cu posibile intensificări seara și dimineața. În aceste condiții, potrivit meteorologilor, temperatura aerului resimțită marți în raioanele din nord va fi de plus 5 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra maxime de plus 6 grade Celsius, iar în partea de sud a țării mercurul din termometre va urca până la plus 7 grade. Noaptea va rămâne însă rece, cu minime care vor oscila între minus 7 și minus 2 grade Celsius. De menționat că conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, de miercuri valorile termice vor începe să crească simțitor atât ziua cât și noaptea. Astfel, odată ce această tendință va continua și în următoarele zile, sinopticienii anunță pentru sfârșitul săptămânii minime ce se vor situa în jurul valorii de plus 7 grade și maxime de până la plus 18 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va bate slab. Ce ține de codul galben de secetă hidrologică în bazinul râului Prut, în aval de lacul de acumulare Costești, Stânca și râurile mici din centrul și sudul țării, acesta rămâne în vigoare până pe 31 martie.